Salutare tuturor, eu sunt Bibi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și în acest vlog o să ne distrăm. Sunt în Londra și am multe surprize pentru voi, așa că vă iau în această super aventură cu mine. Woo! The next day. Introducerea pe care am făcut-o a fost de ieri, de când am ajuns în Londra, însă azi va fi ziua interesantă și importantă, pentru că ne întâlnim cu Dove Cameron și abia aștept, așa că vă iau cu mine! Ok, știți cam ce o să se întâmple în vlogul ăsta, o întâlnesc pe Dove Cameron, însă rămâneți până la final, m-am pregătit ceva super mișto, pentru că o să fac ceva foarte tare cu Dove, deci fiți cu ochii aici! Cum am spus, azi la Londra... Ok, se pare că am rămas fără memorie la card și nu înțeleg de ce, pentru că eu înainte să plec în Londra mi-am șters absolut tot, am apucat să filmez foarte puțin și brusc, așa că am alergat repede pe Oxford Street ca să nu întârzi la eveniment și ca să pot să-mi iau un card, să pot să filmez, am obosit vorbind. Mor de foame, n-am apucat să mănânc nimic, pentru că vă povesteam vouă despre lansarea filmului Descendenții 3 și cum o să mă întâlnesc cu Dove Cameron și am rămas fără memorie, așa că am alergat după card și acum hai la masă să mâncăm ceva! Sunt super fericită deoarece azi o să am ocazia să văd Descendenții 3 în premieră alături de mulți alți influenceri din întreaga lume. Și cu ocazia asta o să întâlnesc și pe Dove Cameron și abia aștept! Am o veste super tare pentru voi! Pe 12 octombrie o să puteți să vedeți filmul Descendenții 3, pentru că pe 12 octombrie va fi lansarea filmului în România. Am terminat micul dejun și plecăm spre Dove Cameron! Și am plecat, suntem pe drum! Este puțin cam friguț în Londra, dar avem un vibe mișto și asta e tot ce contează! Abia aștept să văd filmul Descendenții 3 și mă bucur că o să am ocazia să-l văd și acum alături de mulți alți influenceri, dar și pe 12 octombrie, când o să apară Descendenții 3 în România! Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh! Și acum o să mergem să ne vedem cu Dove Cameron! Anca a fost și încearcă noi să mergem! Oh my god! Thank you guys so much for coming today! Hi, Dove! Hi! You're so beautiful! So are you! You're so beautiful! Thank you! I'm so happy to meet you! I'm so happy to meet you! Do you wanna do a game with me? Yes! Yes? I love games! Are you ready for a game of song association? Yes, so really badly! So, the first word is love. Oh, Thomas! What? A song association. Oh, song association. Oh, yeah. But okay. Also still Thomas. Okay, so. Love. Love. Love is for the way you look at me. And the next one, baby. Baby, 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 baby. I'm like baby, baby, baby. I'm like. And the last one, world. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day. I'm happy about that. Can you tell something for my followers? Yeah, I love you all. Thank you so much for your support. I hope you love Descendants 3. She's beautiful. Oh, you are amazing. Thank you. Oh my gosh. Guys. You want to be, I would say, because it is quite like a job, right? Yeah. I think a lot of people think it's easier than it is, and it's quite hard, and so I think a lot of people get to it and they realize they're like, oh, this isn't what I thought it was. Oh my gosh, tocmai am văzut cu Dove Cameron. Concluzia e că a fost super mișto, e super drăguță. Îți dă energie bună, da, zic, da, da. Chiar, da. Da, e super. Sunt de acord. Da. Hello. Hello. Thank you. Ce avem aici? Ce faci, Anca? Mă pletez! Și aici avem mai multe activități, cum ar fi să ne facem părul, unghiuțele, să ne le colorăm. Aici avem un bar foarte, foarte mișto.
Și putem să ne facem și tatuaje temporare, așa că eu am să-l aleg pe ăsta. M-am decis într-un final, o să-mi fac aceste două șuvițe roz și mi-am făcut și un tatuaj. Ok, mi-am făcut șuvițele, nu se văd chiar atât de mult în această lumină, dar când o să ies la lumină o să le vedeți mai bine. Și am găsit aici citatul pe care mi l-am și tatuat eu. Good to be bad. Facem poză? Unde? Acolo. Ne-am făcut niște poze împreună și sunt super, super haioase. Și ne-am și semnat aici. Hello! Am intrat live cu Anca și Anca de fapt este aici lângă mine. Da, și este foarte funny. Am intrat live și cu Max, deși Max este efectiv acolo. Acolo este Max. Așa, la tine. Tocmai ce am terminat de văzut filmul Descendenții 3 și mi-a plăcut super mult. Wow, extrem de frumos. Sunt sigură că o să vă placă, așa că nu uitați, pe 12 octombrie o să apară și în România. Deci, abia aștept să mai văd încă o dată. Finalul a fost genial, încă am lacrimi în ochi, a fost extrem de emoționant de vis filmul ăsta. Merg cu spatele pentru că așa este lumina mai bună. Voiam să vă spun că am terminat întreg evenimentul. Sper să nu dau peste cineva sau să intru. Ba sau cineva, e bine. Ideea e că a fost super mișto. Am rămas cu un vibe foarte mișto după acest film și după acest eveniment și după întâlnirea cu Dove Cameron. Și nu numai cu un vibe mișto, ci și cu niște amintiri foarte drăguțe. Și mă bucur că iar mă uitam sus și nu mă uitam în cameră. Frate, cred că am problema asta tot timpul. Sper că și voi v-ați bucurat alături de mine. Și mă bucur că am reușit să filmez și să vă arăt și vouă să fiți aici alături de mine. Pentru că eu voiam mereu... Pentru că eu vă iau mereu cu mine, mulțumesc firule de păr drăguț și enervant. Eu vreau să vă iau mereu cu mine și să fiți aproape de mine, pentru că eu am cea mai tare comunitate și sunteți geniali și vă iubesc mult de tot. The next day. Dragii mei, aceasta este ultima zi în Londra. M-am pregătit, am fost la micul dejun, am făcut check-out-ul și acum aștept mașina ca să mergem la aeroport. Vreau să vă spun că a fost o experiență superbă, absolut genială, o experiență de vis. Și le mulțumesc foarte mult celor de la Disney. Vă mulțumesc că vouă că ați fost alături de mine și ați dat parte de la această aventură foarte frumoasă, aventura Descendenții 3. Și ne pregătim să plecăm. Suntem în recepția hotelului. Sunt alături de Anca și Max aici. Hello. Și suntem pregătiți. Așa, cu tristețe, a fost foarte frumos, da. Și nu vrem să plecăm. Ne întoarcem la viața banală în România. Genială, superbă, de vis. Anca. Story-uri peste story-uri, vloguri peste vloguri. Cum spune Anca, viața de influflank. Viața de influflanker. Bună ziua, Bună ziua, dragii noștri bibișori. Aaa, și broscuțe, brotăcei și drăguței. Și pinguini. Și cine? A, pinguini? Pinguini. Uite ce bine ne complementăm cu culorile, cum suntem, da, așa. Da, suntem o echipă superbă. Eu sunt mereu black. Genială. Oh my gosh, am ajuns la aeroport. Am ajuns la aeroport și acum o să trebuiască să ne urcăm în avion, să plecăm. Sunt tristă că plec, a fost foarte frumos. O să rămân cu multe amintiri drăguțe de aici, mai ales că am avut și o echipă foarte frumoasă. Spuneam de voi, că mă bucur că am fost alături de voi aici. Și eu am fost așa de drăguț. A fost super drăguț, drăguță, vlog în vlog. Vlog în vlog cu prietenii mei. Hai să facem împreună încheierea. Da, plecăm. V-am pupat. Apare acum. Apărăm peste tot? Da. Deci toate camerele, da, aici. Da, exact. Și am plecat. Am plecat. Eu n-am plecat încă, dar plecăm acum. Plecăm acum. Plecăm, da, acum. Vă pupam, nu uitați să subscribe-ați. Și toate canalele lor în